Trecem la proiectul numărul 4. Proiect privind aprobarea încheierii contractului de susținere financiară între municipiul Baia Mare și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby CSM Știința Baia Mare, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive de performanță în municipiul nostru. Dacă sunt discuții, domnul Grumaț nu participă la vot și nici la discuții și nici la vot. Dăm cuvântul domnului Rău. Dacă voie să stipuiesc o adresă făcută direct în Ministerul Tineretului și Sportului, către Clubul Sportiv Municipal, care se regăsește ca piesă la dosarul de proiectului de hotărâre. Și anume, criteriile, precum și condițiile de participare ale fiecare club sunt aprobate de către Rugby Europe, cel mai important criteriu fiind un buget aprobat până la data de 27.03.2017. Deci, printre altele, este oportun, sau să spun așa, în urmă, ultimativ, că până această dată să ne pronunțăm asupra susținerii financiare a clubului de rugby CSM Știința Baia Mare. Deci este până la urmă singura echipă din Baia Mare care este angajată în competiții europene. Anul trecut am alocat în luna decembrie, după întârziere de rigoare, o sumă de bani, 800.000, care nu s-a putut deconta pentru anul următor, decât în proporție de 50%. Și practic au rămas banii de consumanță în pisteria municipiului. Vă mulțumesc! 11 voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat. Nu a bună ziua, mă refer la punctul 4. Stimați colegi, mai ales cei din Coaliția pentru Baia Mare, am vorbit cu executivul primăriei și știu de termenul de 27 de 2 luni. Echipa de rugby este o echipă care încă mai funcționează. Am atras atenția asupra sportului din Baia Mare de 2 ani jumătate. Nu știu cum vă gândiți, eu știu că de obicei Coaliția pentru Baia Mare a fost pentru sport. Dar vă imaginați ce înseamnă să tăiem echipa din competițiile europene. Antrenată în 3 competiții interne și în exterior. Nu știu dacă e bine să se facă aici ambiții, eu am spus-o și în fața dumneavoastră. Pe politice vă spun, nu are nicio legătură una cu alta. Dar vă asumați o mare, mare, mare răspundere. Gândiți-vă, gândiți-vă că nici de cum nu e bine ce se întâmplă. Ultimii bani care i-ați aprobat la finalul anului trecut, i-ați aprobat în asemenea termeni, în care n-au mai putut fi folosiți și au venit înapoi. Datorită scăderii bugetului, anul trecut la echipa de rugby a intrat 8 miliarde de lei, datorii în 2000. Când i-ați dat dumneavoastră cu contencios, cu toate minunile, banii s-au returnat înapoi, în proporție de peste 80%. Trebuie să conform tuturor normelor internaționale, ca să te preziți undeva, trebuie să poți arăta, să garantezi că poți să faci față. Nu vă asumați asemenea răspundere. Este singura echipă care mai merge. Și vă spun, merge foarte greu. Foarte greu. A primit domnul primar, din partea forumului internaționale, adresa este dată de mult, să știe, de data de 27 de mult. Nu știu câți știu ce au vorbit. Eu vă rog, cunosc ce înseamnă administrație. Reveniți. Dar nu vă asumați că să realizați. Eu vă rog frumos și încă o dată vă rog, eu niciodată, indiferent din ce partid sau oricine, ce-o făcut, eu totdeauna am fost omul care a sprijinit absolut orice inițiativă în ce ține de sport. Înainte de a intra la diverse, luați o pauză și faceți ceva, vă rog frumos, că nu-i bine. Vă mulțumesc frumos!
Mulțumesc. Mulțumim, domnul Tăgălaș. Din punctul meu de vedere, să ajungă că lumea trebuie să ne roage de 5 ori lucru, înseamnă că am ajuns într-o situație extrem de dificilă. Este evident că liderul de grup la coaliție pentru Baia Mare, la Bărbărea, nu înțelege importanța unui astfel de vot asemnat de câte dumneavoastră este un împotriva Baia Mare. Evident, și împotriva sportului. Din punctul meu de vedere, singura soluție în de față este dacă nici acolo ar reveni asupra votului, se poate revota în făcut de la multe ori, un aspect sau doi, să dispuneți, domnule primar, convocarea unui ședință extraordinară, pentru că sunt foarte mulți consilieri lipsă și ar putea comprimi această a unui vot printr-o ședință extraordinară, în care să ne strângem toate grupurile politice să votăm aceste de hotărâre. Noi, liberale, cel puțin, indiferent de culoarea politică a celor care susține sportul în Baia Mare, vom susține în astfel de demers, pentru că noi putem permite să fim chiar globalii ultime echipe serioase de sport din profesionist din Baia Mare. Vă mulțumesc! Deci, am repetat poziția mea, care afirmați că am pus aici, fără să fim conștienții de cauză. S-a vorbit așa, după cum credeți dumneavoastră, e frumos să facem pe tema asta, să facem discuții politice. Dumneavoastră, permiteți-mi să termin cum am lăsat eu să terminați, chiar dacă dumneavoastră ați afirmat cu lumea adevărată de zi. Deci, cum a spus? Dumneavoastră spuneți că nu vreți să faceți politică pe această temă și în secunda 2, Radu Ardelean nu pricepe nimic de sport, Coaliția pentru Baia Mare nu dorește, dar PNL dorește. Nu vreți să fiți serioși. Sunteți primul care faceți politică pe această temă. Cum a spus? Sunteți primul care face politică pe această temă. Cred că sunt singur. Cum a spus? Fiți verificat. Cum a spus? M-am abținut. Și vă mulțumesc frumos. Discuțiile dumneavoastră. Dar nu trebuie doar că dumneavoastră. Nu trebuie să ridicați tonul. Nu trebuie dumneavoastră să vă dau note și judecăți la dumneavoastră. Cred că sunt singurul care, înainte de acest proiect, am spus să ne fie explicată situația. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut, ca să faceți acum atât scena asta. De ce? Ca să aveți un sport. Doamne, avea să nu pricepeți. Poftim? Nu pricepe să ziceți la sport. În general, nu pricepe. Nu pricepe că am alte pasiuni, probabil. De aceea, nu va fi explicat acest lucru înainte de a vota. Nu votați să revenim la pasiuni locale. Nu votați pe pasiunile dumneavoastră în pasiuni locale. Votați după ce are nevoie unui cicul mai mare. Și cu emărenii. Nu uite. Pricepe la dumneavoastră. Am înțeles. Această tema trebuie rediscutat într-o ședință adecvată exact acestui subiect. Dacă îmi permite, doamnă președinte, solicitarea Clubului Sportiv a fost pentru data de azi, deoarece până la sfârșitul programului sau mănuștrii Zaharov trebuie înaintat bugetul la sediul european al Federației Europene de Regiuni. Este și motivul pentru care acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi. Păi, o ședință extraordinară presupune să ne întâlnim cel mai devreme peste 3 zile. Am înțeles de la domnul președinte onorific al Clubului că este deja tardiv, pentru că nu se depune bugetul azi, echipa se retrage din competițiile europene. Doamne, se pune pe problema de ce uite și nu și alte echipe. Am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean, vis-a-vis, am înțeles și dânsul oportunitatea și urgența vis-a-vis de aceste demersuri. Asta ne prietă domnia sa prin domnii consilieri județeni să se aprece mai atent asupra celor care clubul care vor este finanțare și să vină sprijinul cluburilor pentru care, să spună, nu va reuși nici cu bani mari nici mulțumesc ca să se implice. Eu aș propune, dacă vis-a-vis de cele discutate, doamna președinte, dacă sunteți de acord, să solicitați sprijinul doamnelor și domnilor consilieri pentru a revota acest proiect. Am o propunere pe procedură. Cred că s-ar putea dispune un lucru, ca să fie echitabilă situația, suspendarea prezentei ședințe, pentru ca să vină și restul colegilor noștri. Domnul Grădeanu poate reveni în această aură, poate să vină doamna Irina, poate să vină Ioana. Poate să revină și să votăm într-o conștiință cauză mai mulți consilii și atunci să vedem care este situația. Și asta este și o propunere pentru Coaliția pentru Baia Mare. Are bună. Doamna președinte, avem un director cu probleme de sport, directorul Clubului Cal, care dorește să ne spună după ce bună ziua!
apreciez performanța pe care o face Liviu, dar cred că a trebuit să corectăm câteva declarații care se fac aici. Deci, în primul rând, înscrierea într-o competiție europeană se face de către club, clubul pe care îl cunoaștem, o combinație între club, un club de stat și un club privat. În consecință, nu cred că alocarea urgentă sau alocarea unui anumit quantum a sumei reglementează participarea cupelor europene ale echipei de rugby. Deci, prima dată ar trebui să vedem modul și ce declarăm, ce scrie acele adrese. Apoi, cred eu că, într-adevăr, trebuie susținut activitatea în general a sportului Băimărean și Mărgureșan și văzut quantumul acestor sume și cu modul în care ele sunt necesare pentru bugetul echipelor. Vă rog să reveniți asupra ceea ce s-a votat pentru Clubul Minautu, clubul dumneavoastră, clubul care i-a pus în sub ordinea Consiliului Local și care nu are la două echipe așa buget cum se solicită pentru o echipă. Mulțumesc! Dacă tot am vorbit la director, vă rog să se pronunțe vis-a-vis de voturile de la ședința trecută. A trecut la limite regulamentul de spor. Să-și explice punctul de vedere acum și aici. Mulțumesc. Regulamentul care este în vigoare la momentul de față este unul pe care noi depinde să luăm activitate. Dacă e necesară modificarea sau nu, e decizia dumneavoastră. La un club în municipiul mai mare, cu 12 voturi pentru. Este de o mare pentru noi sau nu? Asta vreți să explice domnul director. Este onorabil că a trecut pe acel proiect 12 voturi la limite, vreau să vă pronunțați. Da. Dacă domnul consilier așa considera, nu putem decât să respectăm votul și n-am cerut nicio revenire. Mulțumesc. O să cer o verificare, dacă o să observați. Este oblindă votul și abținerii de împotriva municipiului Baia-Mare, cel prezidat de către colegul nostru, și abținerii împotriva lui Biu. Am tot să observați, de fapt, care este șocul consiliului la un lider de grup la Dovedea. Doamna președinte, am solicitat și săptămâna trecută am avut întâlnire cu comisia Promu și Rom Crumbu și ne-am întâlnit acum cu 12. Discutăm, n-aș vrea să spun cam piață. Un dântător a făcut precizarea și îmi scuze că n-a fost atent de domnul primar de la să pe proiectul numărul 6. Eu, dacă facem o pauză, acum, liderii de grup, dacă vă atât spun, liderii de grup să discute aceste probleme, nu mi se pare corect să vedem, să discutăm aici ca viață, nedocumentat și este strigător la cer, așa este cum și eu nu și spune domnul primar vis-a-vis de grupul nostru de minau. Dar, atâta vreme, când n-am stat liderii de grup de vorbă cu Ionul și cu primarul când împreună să stabilim. Asta e făcut, asta e făcut. Hai să vinem față. Păi, dacă o vreți, am în șasea niciodată. Da, poftim. Am să fac o pauză de oră. Dar ce am să facem? La ora 13 este o altă ședință în sală. Eventual, la ora 11 considerați că e ok dacă ne revedem? Da. Și eu zic că este foarte necesar să ne apegăm mai mult asupra unor proiecte care necesită. De asemenea, nu-i importanță.